Prilej de rugăciune, comuniune și bucurie a fost astăzi și la Mănăstirea Monument Istoric cu hramurile Sfinții Voievozi și Izvorul Tămăduirii din Slobozia. În mijlocul obștii monahale și a credincioșilor veniți la hramul mănăstirii a fost Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu. La sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Slobozia. La slujbă au participat împreună cu obștea monahală, credincioși și autorități locale și centrale. În cuvântul rostit, Preasfinția sa a vorbit despre semnificația sărbătorii de astăzi, precum și despre salutul pascal Hristos a înviat. Astăzi o cinstim pe Sfânta Născătoare Dumnezeu. Astăzi cinstim și izvorul tămăduirilor. Și cât a fost în viață Mântuitorul, a fost un izvor al tămăduirilor și al vindecărilor. După învierea sa din morți, devine izvorul tămăduirilor prin excelență, cel care, prin rugăciune preacuratei sale maici, ne dă nouă izbăvire de toate ispitele și necazurile. În toată această perioadă și în 40 de zile de la învierea Mântuitorului Iisus Hristos, noi ne adresăm acest salut, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Acest salut este însă o adevărată mărturisire de credință. O adevărată mărturisire de credință cu mare putere, cu mare tărie spirituală. Și această tărie spirituală o are mărturisirea acestei credințe în Duhul Sfânt. Noi creștinii ne adresăm acest salut ca unii cei care am participat, suntem martori ai învierii Mântuitorului Iisus Hristos. După Sfânta Liturghie, ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a apei, conform rânduielii specifice săptămânii luminate și a binecuvântat cu aghiasmă pe toți credincioșii.